Salut și bine v-am găsit la Factori și Aspecte. Știu că fac chestii din ce în ce mai rar, dar nu e de la mine, e de la realitate. Sau poate e de la mine, că am îmbătrânit și nu mai îmi vine să mai țip la lucruri la care am mai țipat o dată acum 10 ani și sunt exact la fel și acum, doar că s-au schimbat 2-3 variabile mici. Și na, cum stăteam eu și hibernam, a pus George Simion un videoclip care m-a scos din hibernare. Mi s-a umflat așa gâtul și am zis, hai să vă arăt și vouă, să ni se umfle gâtul împreună și să ne enervăm cu toții. Bună ziua! Sunt aici, în Parlamentul României, să vă transmit un mesaj din partea poporului. Voi ce stați la cârma țării, oare nu vă e rușine să priviți în ochi românii zgoniți prin țări străine? N-aveți pic de demnitate, derbedei fără onoare, praful s-a ales de țară, iar pe voi în cot vă doare. De 30 de ani încoace v-ați crescut tot mai puternici. Ați înfometat poporul, mama voastră de nemernici. Deci primul lucru pe care vreau să-l spun este că e green screen. E un green screen făcut destul de decent, dar e green screen. Nu a lăsat nimeni un copil amețit să recite poezii creștinopat patriotarde în Parlamentul României. Stați liniștiți, e un green screen. Ați jurat că veți conduce cu credință și onoare, dar v-ați încălcat cuvântul, voi și gode ordinare. Din grânalul Europei, cum eram odinioară, când eram cea mai bogată și mai respectată țară, am ajuns milogii lumii și trăim din ajutoare. Importăm petrol și gaze, apă, sare și mâncare. A doua chestie pe care vreau să o spun de la început e că clipul ăsta nu e despre copilul ăsta, nu am nimic cu copilul, copilul e doar un copil de 6 ani care are talentul de a recita cu intonații texte. Eu nici măcar nu-l văd pe copilul ăsta, îl văd doar pe nebunul de tasu care îi bagă texte pe gât și îl pune să recite chestii și după aia face green screen și după aia vorbește cu George Simion să facă ei o mizerie și să aplaude oamenii fără dinți. Deci clipul, încercați să vă uitați prin el, să nu vă uitați la copilul ăsta care e nevinovat și să vă uitați la oamenii din spate care au zis că asta este un demers. Să pun acest copil în loc să se joace pe Roblox ca copiii de vârsta lui, să-l oblige să învețe texte, probabil nici nu-i dau de mâncare la cum are ochii în fundul capului, probabil înveți 10 strofe, altfel nu primești sandwich-ul ăsta. Și asta e ziua săracului copil. Hai să ne mai uităm puțin la copil. Din grădina Maicii Sfinte cu izvoare cristaline, astăzi, iată, România e îngropată în ruine. Satele sunt pustite, mamele își plâng flăcăii, izgoniți de voi, escrocii, trădătorii și lingăii. Textul în sine este foarte, foarte mediocru. Și de-aia cumva, na, dacă îl vezi recitat de copilul ăsta și ai o minte doar cu 10% mai inteligentă decât a copilului și cumva te gândești că ar fi textul lui și că și l-a scris el, poate cumva suna ceva, știi? Dar dacă, spre exemplu, ai pune pe textul ăsta fața adevăratului autor, care este un polițist din Slatina, parcă cu disonanță cognitivă, vă arăt acum poza cu el și zic că e disonanță cognitivă pentru că omul scrie un text împotriva conducătorilor ăstora corupți care el s-a angajat să-i protejeze, că asta e meseria poliției. Deci nu înțeleg, omul, nu știu, se biciuiește singur prin textul ăsta, ce vrea să spună? Plâng neputincioși carpații de frișați dați de pomană, urlă în hohot bărăganul care încă ne dă hrană. În icoane lăcrimează sfinții de durerea noastră, Marea Neagră sângerează, plânge Dunărea albastră. Ați distrus economia, ați vândut-o din subsoluri, ați umplut țara de curve, de gunoaie și de moluri. Da. Poezia asta, așa când o auzi, ți se pare că ai mai auzit-o de 1000 de ori de la 1000 de poeți mediocri. O știți, aia cu munții noștri aur poartă, noi cerșim din poartă în poartă. Exact căcatul ăsta de două versuri, lungit de poetul poporului, subofițerul de poliție din Slatina, la 50 de strofe, a încercat să facă un Luceafăru dintr-o singură idee. Mă rog, și Luceafăru avea o singură idee, hai să nu mai căcăm pe noi. Ce vreau să zic? Printre alte poezii scrise de el am văzut și cântecele de Oda Jandarmului. Deci fix băieții aia care îi bat pe băieții, care protestează împotriva băieților, care sunt personaje negativ în poezia asta. Deci disonanță cognitivă gravă. Ne-ați impus legi morale și principii globaliste, cum că crucea și drapelul nu mai trebuie să existe, și ne-ați interzis eroii care au dus prin lupte greul. Iar în locul lor să punem fără voie curcubeul?
Ce ați făcut, mă, pentru țară, pentru avotul lui Ștampilă? Auziți cum plâng românii? Sunteți surzi? Nu aveți milă? A jurat credință țării, nu puterilor străine. De ce gura mamii voastre nu vă e de noi rușine? Și, na, este, are pe lângă substratul ăsta naționalist patriotard, are și chestia aia de care m-am săturat până în gât cu, domnule, că străinii, că suntem vânduți la străini, că m-am săturat de ideea asta proastă că cumva noi suntem într-o situație de căcat din vina străinilor. Și o să fac o analogie cu biciclete furate, cum îmi place mie. A cui e, domnule, vina? Zicem că ție ți-a furat bicicleta un hoț și după aia mi-a vândut 1000 în talcioc cu 1 milion. Și tu după aia începe să țip la mine că eu sunt puterile străine care îți fur ție bicicleta. Nu, nu eu ți-am furat bicicleta, hoțul ți-a furat bicicleta. Dacă ar fi așa să împărțim vina la toți factorii implicați în acest furt de bicicletă, aș zice 80% hoțul care ți-a furat bicicleta, 10% tu că ești prost și nu ți-ai lăsat-o unde trebuie, 9% poliția că nu l-a prins pe hoțul care a furat bicicleta și abia 1% eu care am cumpărat bicicleta din talcioc că era ieftină și aveam nevoie de o bicicletă. Și exact așa este și corupția asta cu puterile străine care ne fură nouă țara. E ca și cum ai încercat din tot ciclul de furat bicicletă să-l oprești fix pe la care cumpără bicicletă, nu pe la care fură, nu pe la care și-o pune prost, nu polițistul care mănâncă gogoși în loc să caute biciclete furate, problema ta să fie cu ăla care 1% din vină că a cumpărat el o bicicletă furată. Și hai să fim serioși, bicicletele furate n-ai cum să-i oprești pe toți cumpărătorii de biciclete furate, pentru că la un moment dat hoțul din disperare o să o dea atât de ieftin încât cineva tot o să o cumpere. Nu ne fură străinii țara, ne fură aleșii noștri care sunt reprezentativi pentru poporul nostru, pentru că pentru fiecare politician corupt care fură, sunt 1000 de funcționari publici care sunt la fel de corupți, dar la un nivel mult mai mic, și 10.000 de găinari care se visează în locul ăla. Tot ce se întâmplă este complet reprezentativ pentru poporul nostru. Adică de la cel mai mic la cel mai mare, ăsta este sistemul și ăștia sunt oamenii. Singurii care nu sunt de acord cu asta sunt o mână de autiști care cumva au impresia că poporul este complet rupt de ce se întâmplă cu averile poporului. Cumva poporul este o fecioară neprihănită undeva care stă pe un câmp și vin toți acești la bagii și o siluiesc pe săraca fecioară neprihănită. Nu, coaie, sunt aceiași oameni, sunt elitele noastre. Aia care fură sunt vârfurile moralității românești. De ce n-ați gonit copiii și ați înfometat poporul? De ce n-ați distrus credința, limba, stema, tricolorul? Panarame care sunteți deghizați toți prin partide. Vă bateți în piept cu pumnul că corupția ucide. Unde-i, mă, dreptatea noastră, dreptul ce ni se cuvine? Când voi profitați de lege distrugând mereu destine? Hai să vorbim despre cârnatul de tasu al acestui copil care îi bagă texte pe gât pentru că avea el așa, când era mic, o fantezie să fie erou național și a văzut că nu i-a ieșit, nu-l bagă nimeni în seamă, așa că îi bagă pe gât textele ăsta micu să trăiască prin faima lui, să-i strice lui copilăria, să nu-l lase să se joace Roblox liniștit, să-l pune să învețe texte de căcat și să-l promoveze. Că copilul are și o pagină cu vreo 40.000 de urmăritori sau ceva, clipul ăsta are 2 milioane de view-uri. Cineva cu numele copilului stă și răspunde la fiecare comentariu. Clar nu el, cred că nici nu știe să scrie sau să citească. Clar tasul sau măsa si gâdilă și zi, vai, mulțumesc pentru aprecieri, vai ce tare, și tu ești creștinopat patriotard, vai și eu, hai să facem lucruri împreună. Voi s-o duceți unde se cuvine să fie. De ce plângi, omule? De emoții. De emoții, nu? Da. Uitați, am găsit și acest clip în care apare și Tasu. Am tăiat restul unde mai era și măsa, era și copilul, că nu ne interesează. Ne interesează doar acest dement care, uitați în ce hal se uită la copilul lui, cum îi absorbe fiecare cuvânt, cum respiră din ce în ce mai greu. Zici că mai are puțin și leșin în pula mea. E atât de absorbit și îl venerează atât de tare pe ăsta micu. Coaie, revină-ți, e doar o portavoce. Tu i-ai dat textele și tu i le-ai băgat pe gât. Ești atât de narcisist încât te bucuri că auzi cuvintele tale din gura unui copil în halul ăsta. Uite-te și tu ce penibil ești în pula mea. Cringiu suprem.
sinistru în pula mea, cum să fii tată în halul ăsta? Și na, e super de căcat să fii un fraier anonim care nu poate cu cuvintele lui să strângă nici măcar 10 oameni să-l asculte și își bagă în față copilul să citească el scârboșeniile. Să pară așa că prin mintea naivă de copil sunt cumva mai interesante. Și na, eu știu cât de proști sunt oamenii reali. Oamenii reali sunt foarte proști. Oamenii reali sunt atât de proști încât cred că actorii își scriu singuri textele în filme. Și de la chestia asta nu e decât un pas mai încolo să crezi că copilul ăsta chiar a scris singur poeziile pe care le citește cu patos. Sau că înțelege ceva din poeziile alea. Nici măcar Tasu nu înțelege. Vestemasă fiți de-a pururi, văzători de neam și țară! Să nu credeți că poporul tem mănâncă tot ce zboară. O să vină vremea în care cu toți veți da socoteală. Veți răspunde în fața legii pentru aroganță, fală. Și cel mai decăcat și cel mai decăcat la tot cazul ăsta nu e că îl folosește Tasu ca să da strângă aplauze, ci că e folosit la mâna a doua. E Tasu cumva îl pimpuie la George Simion, care îl folosește să strângă aplauze de la proștii fără dinți pentru partidul lui de căcat. Și, na, nu știu, copilul ăla săracul nu are nicio vină și probabil peste 20 de ani o să uite la căcatul ăsta și dacă o să fie puțin mai deștept decât părinții lui, o să-și dea seama că pur și simplu a fost exploatat de niște ticăloși. Că n-ai cum să-i numești altfel. Pentru lacrimile noastre, pentru morții fără vină, veți plăti cu siguranță chiar pedeapsa cea divină. Ok, câteva lămuriri adiționale. Că văd că jumătate din comentatorii de la Simion de pe pagină sunt foarte confuzi. Copilul este băiat, doar că na, măsa voia fată și încă e la vârsta la care îi mai lași niște păr lung și poți să-ți mai faci fantezia până când își descoperă sexualitatea. Hai să citim niște comentarii, dacă tot am ajuns la comentatori. Salutations din Canada! Este adevărat ce spui, dragă fetiță! Bravo, bravo! Adevărul rostit cu patimă de un copil la tribuna Parlamentului. Reproșurile acestui copil îi vor mișca oare pe vreunul dintre locatari? Mă îndoiesc pentru că ei nu cunosc semnificația cuvântului adevăr. Felicitări, David! Da, doar că adevărul ăsta rostit cu patimă de un copil la tribuna Parlamentului nu a fost decât recitat de un copil, că era scris de polițistul ăla din gura humorului sau de unde dracu era. Iarăși, hai să mai arătăm o dată fața, care o față amuzantă. Și nu era în tribuna Parlamentului, era la casă cu un green screen, exact ca mine. Oare aș putea să mă pun și eu în tribuna Parlamentului? Probabil nu o să o fac pentru că milene și că probabil e greu, dar pula mea. Un copil minunat! Oh, dar lua aminte Parlamentul la această copilă. Ar fi bine, poate s-ar mai îndrepta lucrurile. Felicitări, domnule George Simion, și Doamne ajută! Da, fetița recită foarte bine. Părerea mea este că acești copii ar trebui să recite poezii de Coșbuc, Eminescu, sau să joace teatru, nu să recite aceste triste, triste cuvinte, din păcate adevărate. Lăsați copiii să fie copii. Felicitări, copilă! Ai descris tot adevărul din 1989 încoace. Îți doresc sănătate și poate într-o zi vei ajunge tu acolo de unde ai recitat aceste versuri, adică în garaj pe green screen? Mă, oameni buni, ca să nu vă zic idioți siniștri, copilul ăsta are 6 ani. Eu am stat mai mult pe WC-ul la viața mea decât a existat copilul ăsta. Am fost banat pe internet mai mult timp decât a existat copilul ăsta. Cum poți să feliciți un copil pentru ideile alea când nu-s ideile lui, nici măcar nu-i capabil să le înțeleagă? Doar le-a recitat. A recitat o poezie scrisă de un polițist cu fața asta, obligat de Tasu cu fața asta și exploatat de George Simion cu fața asta. Și asta e tot. Dar hei, asta e țara, aș avea multe de spus despre ea, dar cum textele mele sunt mediocre, nu o să mă asculte nimeni, așa că aștept să fac un copil, să facă vreo 4-5 ani și după aia o să scriu niște poezii, o să-i spun că nu primește sandwich decât dacă le învață să le zică cu intonație și
Abia atunci o să aflați voi gândurile mele mediocre cu adevărat despre țară, dintr-o gură de copil mic și simpatic, și o să par așa de drăgălașe și adevărate încât nu o să puteți să nu fiți de acord cu mine. Și na, asta a fost. Vă las cu ceva complet diferit, dar la fel de actual și relevant despre specia noastră de români. Festivalul Blackface-ului de la Antena 1. Colegilor că au cântat în deschiderea noastră. Era și normal.